Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Ei bine, auzim în fiecare zi acest cuvânt, îl trăim cu toții și cumva a fost declarată ca fiind și boala secolului. Da, vorbim despre stres. Cu toții avem momente în care suntem stresați. În mod normal, stresul este un mecanism de apărare a organismului, însă atunci când perioadele de stres sunt atât de mari și atât de dese, ajungem ca sistemul nostru imunitar să fie afectat. Mai mult de atât, bineînțeles că și sistemul nostru energetic va avea foarte mult de suferit. Ne stresăm pentru că nu trăim în prezent. Ne stresăm pentru problemele pe care le avem. Ne stresăm pentru problemele altora de lângă noi. Ne stresăm pentru ceea ce se va întâmpla sau ceea ce nu s-a întâmplat încă. Dar stresul, într-adevăr, face parte din viața noastră și trebuie să învățăm cumva să îl eliminăm. A trăi doar în stres îți va face ca toate organele vitale să dea greș la un moment dat, să se îmbolnăvească. Iar tu vei ajunge în situația în care te vei simți din ce în ce mai obosit, din ce în ce mai nefericit, negăsindu-ți absolut locul în viața ta sau pur și simplu chiar și în viața altora, pentru că ai acel sentiment de a te autoizola. Stresul netratat la timp sau stresul nereperat la timp, bineînțeles că va duce la depresii, la anxietăți și la o serie de probleme care vor culmina din aceste perioade foarte mari de stres. Destul despre stres, astăzi m-am gândit să vă dau câteva modalități prin care ne putem relaxa, putem să ținem stresul departe sau putem să ne ținem noi departe de stres și din perspectivă umană, dar și din perspectivă spirituală și energetică, pentru că totul este interconectat. Sunt niște sfaturi simple pe care le putem aplica în fiecare zi. Dacă ne gândim la ele la nivel general, cu siguranță ne vor ajuta să avem o viață cât mai armonioasă și mai liniștită. Sunt niște sfaturi pe care unii dintre voi le știți, însă nu strică niciodată să le repetăm, tocmai pentru a ne crea niște programe mentale pozitive, care să ne ajute să depășim mai ușor perioadele aglomerate. În primul și în primul rând, dragilor, trebuie să lăsăm emoțiile să iasă la suprafață. Mulți dintre noi, mai ales cei din genul masculin, avem această îndoctrinare, acest program mental negativ, cum că un bărbat nu plânge niciodată. Un bărbat nu trebuie să-și arate emoțiile, un bărbat nu trebuie să se văicărească, un bărbat trebuie să țină în el, să meargă mai departe cu dinții strânși. Ei bine, asta este o greșeală. Primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când vrem să ne eliberăm de stres este să ne lăsăm emoțiile să iasă la suprafață. Indiferent că asta înseamnă să plângem sau să ne văităm cuiva, preferabil ar fi chiar dacă plângem să o facem într-un mediu familiar, poate cu persoana iubită sau cu un prieten foarte apropiat, deoarece este demonstrat științific cumva că a avea pe cineva lângă tine ajută mai mult la această descărcare. De fapt, ce facem atunci când plângem? Ne descărcăm de acel bagaj emoțional negativ care ne afectează fiecare structură energetică. Ne debarasăm de acel balast pe care l-am acumulat, uneori poate nici nu știm de unde este, însă avem acea senzație de plâns. Dacă vă vine să plângeți, plângeți, că sunteți singuri, că sunteți cu o persoană iubită sau o persoană dragă vouă, descărcați-vă și nu mai țineți în voi. Nu contează că sunteți femeie, că sunteți bărbat, lăsați acele emoții să iasă din voi. Pentru că orice emoție negativă, știți foarte bine, își va găsi locușorul în corpul energetic și mai devreme sau mai târziu se va transfera în corpul nostru fizic ca și boală. Un alt sfat pe care vi-l dau este acela de a înceta să nu mai aveți așteptări de la alții. Învățați să vă bazați pe voi. Atunci când aveți așteptări de la alții, și asta o facem cu toții, de cele mai multe ori riscăm să fim dezamăgiți. Dar nu din răutatea persoanei respective, ci pentru că tu știi să faci lucrurile într-un fel sau gândești lucrurile într-un fel, iar celălalt le gândește în alt fel. Știți că mereu vă spun că e minunat că suntem cu toții diferiți.
De aceea este foarte important ca noi să nu ne mai facem așteptări de la cei din jurul nostru. Dacă vrei tu să faci un lucru bun, dacă vrei tu să ajuți pe cineva, ajută-o din dragoste pentru oameni. Ajută-o din iubirea pe care tu o ai în tine și o poți revărsa și asupra celorlalți. Dar nu ajuta pe cineva cu așteptarea de a fi și tu ajutat la rândul tău. Sunt foarte multe cazuri în care poate noi oferim mai mult decât ar trebui, iar atunci când suntem noi la strâmtoare, cerem ajutorul celui sau celor pe care i-am ajutat și vom observa că nu vom primi acel ajutor sau poate chiar vom fi ignorați. Ei bine, asta este iarăși un motiv de stres. Dar de ce? Pentru că noi ne-am așteptat ca acea persoană, la momentul respectiv, să ne ajute și pe noi. Așadar, dragilor, în principal, bazați-vă doar pe voi și nu lăsați ca așteptările voastre asupra altora să vă afecteze atât de mult emoțional. O altă modalitate prin care ne putem seta mental sau ne putem debarasa de acest stres sau de fapt putem preîntâmpina ca noi să avem parte de momente ridicate de stres în viață este să încetăm să ne mai facem planuri pentru care realizarea lor implică și alți oameni. Tu ești responsabil pentru tine, știi foarte bine că vrei să faci acel lucru sau acel proiect, știi foarte bine că poți face asta pentru că ține de tine, dar atunci când sunt și alte persoane implicate, este foarte posibil ca acel proiect sau acea așteptare a ta să fie un colaps sau să fie un fiasco total, pentru că, ok, tu ți-ai făcut partea, dar celălalt nu și-a făcut-o. Din varii motive, nu contează. Nu trebuie să fie vorba despre răutate, poate să fie vorba despre o incapacitate de muncă, poate să fie vorba despre o incapacitate culturală, poate să fie vorba pur și simplu că acea persoană s-a îmbolnăvit din punct de vedere fizic și nu a putut să deruleze segmentele acelui proiect până la final ca totul să iasă bine. De aceea este extrem de bine să nu ne facem planuri pe termen lung care să îi vizeze și pe cei din jurul nostru, adică ajutorul celor din jurul nostru. Faceți-vă planuri pentru voi și cum v-am spus în acest an este cel mai bine ca planurile să fie făcute pe o perioadă de maxim 6 luni de zile, deoarece energia acestui an și anului viitor este o energie haotică care poate schimba din toate punctele de vedere ceea ce voi ați plănuit astăzi. Sau mai simplu spus, nu vă faceți planuri bazându-vă pe alții și acceptați-vă prezentul. Luați fiecare situație negativă din viața voastră ca o lecție, spunându-vă de fiecare dată, ok, nu mi-a ieșit asta, înseamnă că nu era bună pentru mine, Dumnezeu știe mai bine ce este pentru mine și îmi va ghida pașii de fiecare dată. O altă modalitate prin care ne putem relaxa mintea și trupul sunt meditațiile și rugăciunile. Atunci când medităm, de fapt, încercăm să ne oprim mintea. Atunci când medităm, ne concentrăm asupra unei imagini mentale sau asupra unor scenarii care ne rup cumva de realitatea cotidiană, de problemele pe care le avem noi și ajung să ne relaxeze foarte mult mintea. Asta va face ca energia noastră, energia corpului să înceapă să aibă rotații normale, să înceapă să se refacă din punct de vedere energetic pentru ca noi, după meditație, să ne simțim din ce în ce mai bine. Există milioane de exemple de meditații pe care le putem face, fie că ascultați pe YouTube una, fie că vă creați voi propria meditație. Sunt și meditații în care putem efectiv să ne imaginăm gândurile negative și stresul cum este diminuat, fie prin lumină, fie că îl băgăm într-un sac, fie că cu lumina palmelor noastre anihilăm acele nuclee de stres pentru a nu mai afecta. Atunci când ne se oprește mintea noastră, devenim mai conștienți de noi. Devenim mai conștienți de legătura pe care o avem cu divinitatea, de legătura pe care o avem cu pământul, cu aici și acum. Și asta ne încarcă și ne debarasează de nucleele de stres inutile cu care ne încărcăm în viață. Același lucru face rugăciunea. O rugăciune spusă din suflet, o rugăciune ne crește vibrația. Crescându-ne vibrația și concentrându-ne pe acea vibrație înaltă, acele nuclee de stres din nou încep să dispară din corpul nostru.
Un alt sfat pe care vi-l dau atunci când este vorba despre a scăpa de acest sentiment de stres, de această problemă, de această boală, este apa. Apa sub toate formele ei. Este extrem de recomandat să înotăm și mai ales să notați în mare, în ocean, mai ales unde este apa sărată. Știți că eu mereu vă recomand aceste băi cu sare pe care le puteți face tot timpul. Măcar o dată pe săptămână încercați să faceți baie. Unul la mână că apa vă ține un pic la suprafață și vă dă un sentiment de echilibru, vă susține un pic și greutatea fizică dacă stai în cadă, îți susține cumva și corpurile energetice și te încarcă. Apa este viață. Noi avem foarte multă apă în corp, da? Și a te conecta din nou cu apa, a face o baie în mare, a face o baie în cadă, te va ajuta foarte mult să scazi nivelurile de stres. Pe lângă faptul că e bine să facem baie în mare, în cadă, cum puteți fiecare, este foarte indicat să și beți foarte multe apă, mai ales în perioadele stresante. Apa, știți că are memorie, o apă de calitate cu siguranță va curăța toate structurile și va încărca cu energia de care voi aveți nevoie pentru o bună funcționare. O altă modalitate de a scăpa de stres din viața voastră este să respirăm. Și vă spun mereu de acele respirații conștiente. Dacă sunteți la locul de muncă, dacă ați trecut printr-o situație mai stresantă sau o presiune mai mare din partea celorlalți, luați-vă 5 minute pentru voi și inspirați adânc pe nas. Țineți aerul câteva secunde și expirați puternic. În acest fel, reînnoiți energia corpului vostru și veți ajunge la acea stare de calm. O altă modalitate de a scăpa de stres, și asta este un lucru pe care vi-l recomand să-l faceți ori de câte ori puteți, este acela de a râde. A râde din tot sufletul, a râde de orice situație, a avea tot timpul un zâmbet pe față. Atunci când zâmbim, spre exemplu, creierul nostru înregistrează că noi suntem fericiți și schimbă toată structura noastră fizică în acele molecule ale fericirii, pe care le putem obține foarte ușor. Încercați să râdeți în fiecare zi, indiferent că vă este greu uneori, indiferent că trăim niște situații din care simțim că nu mai avem scăpare. Momentele în care râdem nu fac altceva decât să ne descarce de emoția negativă și să ne încarce de o emoție pozitivă și o energie pozitivă. Râsul este molipsitor. Ați văzut și voi că dacă aveți un prieten lângă voi care este foarte supărat și încercăm să facem niște glume, chiar și persoana respectivă începe să zâmbească și apoi să râdă. Atunci când râdem, atragem foarte multă energie pozitivă, atragem foarte multă lumină care ne va scoate, mai devreme să mă râdă toate încurcăturile. Încercați să zâmbiți în fiecare zi și să râdeți din toți rărunchii atunci când aveți ocazia. Și asta va ține din nou departe de stres. Conectează-te cu natura este un alt sfat pe care vi-l dau. A te conecta cu natura înseamnă a face plimbări în natură. A face împământări, cum vă spun mereu, să vă descălțați, să mergeți pe iarba proaspătă. A lua un copac în brațe. A vă uita la cer atunci când sunteți foarte, foarte stresați, nu știu, pe balcon și a vă uita la norișori, la soare și tot așa. Aceste lucruri fac ca mintea noastră să se oprească un moment și să rămână uimite de minunile pe care ne-a dat Dumnezeu și să ne reconectăm de fapt cu esența, cu ceea ce contează. Cu toții vom avea parte de stres în viața noastră. Sunt perioade mai stresante, perioade mai puțin stresante. Uneori sursa stresului suntem noi, pentru că ne facem prea multe gânduri și pentru că nu ținem cont de niciunul din sfaturile pe care vi le-am dat mai devreme. Însă dacă suntem conștienți de importanța unei minți sănătoase într-un trup sănătos, cu siguranță, urmând sfaturile pe care vi le-am dat, vă puteți îmbunătăți considerabil viața. Stresul este, într-adevăr, parte din viața noastră, însă amplificarea stresului, atenție, este și alegerea noastră. Aveți grijă ce alegeți în principal. Dacă v-a plăcut acest video, să vă rog să dați un share și, bineînțeles, un subscribe canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou în fiecare zi de vineri. Iar până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți. La revedere!